Bună ziua, bine ați venit la Pomicron Albant. Astăzi, în acest tutorial, voi vorbi despre tăierea în verde la vișin. Așa cum am spus și cu alte ocazii, trebuie să respectăm anumite reguli. În rest, pomii sunt diferiți. Pot fi de talie mare, pot fi de talie mică, de o vârstă mai înaintată, mai tine, 3-4 ani, și în funcție de situații ne adaptăm și aplicăm regulile de tăiere. Pentru început vreau să vă spun așa. Vișinul în primii 4-5 ani nu se taie în verde, nu se ciupesc lăstarii. Ei rămân așa pentru că și așa vișinul are o tendință foarte puternică de a genera lăstarii anticipați. Dacă i-am redus, astfel lăstarii anticipați vor porni. Ei cu lăstarii anticipați pleacă de prima dată. Deci 4 ani de zile, chiar și 5 ani de zile, îi lăsăm să dezvolte la liber. După care vom interveni pentru ar elimina interiorul și ar dirija către exterior. Tăierea în verde se referă la eliminarea anumitor lăstari anuali și nu numai. Pentru că tăierea în verde la vișin se face, ca și la cireș, după recoltare. Deci se elimină lăstari anuali care nu ne sunt de folos, ăștia în special sunt pe interior, și în cazul vișinului avem de face cu sistemul de plete. Deci ramurile de rod formează plete. Adică a pornit ramura de rod, are un an de zile, are doi, pleacă mai departe în jos. Cu cât înaintăm în vârstă, uitați de exemplu, avem ramura asta aici, vedeți? A avut un an, a fost tăiat de aici, al doilea an până aici, al treilea an până aici, iar acum generează alte ramuri anuale, uitați cum e asta. Mare aici, mare pe aici, deci el continuă să lungește ramura de rod. Face pleată, dar tot în același timp se îndepărtează de schelet. Și noi trebuie să-l ținem cât mai aproape de schelet. Deci în afară de eliminarea ramurilor anuale, care dă în anul respectiv, deci anuale, mai avem obligația să scurtăm și ramurile multianuale de rod, care a format plete. Și cum procedăm la scurtarea ramurilor, pentru că suntem aici la o ramură multianuală? Vedem unde sunt primele ramuri anuale date pe ramura pleată. Asta e ramura pleată. Aici nu avem ramuri anuale deloc. Vinem în jos și vedem aici, uitați, una, două. Sunt primele, după primele ramuri anuale, eliminăm pleata. Mergem mai departe, luăm altă ramură. Uitați, asta aparține de aceeași ramură, de aceeași pleată. Are aici un mugure vegetativ. Scurtăm de aici. Vin la altă ramură, tot din această pleată, care a dat din primul an a fost tăiat de aici, și au format mai multe ramuri anuale. Scurtăm după două ramuri, după doi ochi vegetativi. Haideți să vedem alt exemplu, mai departe, că nu o să tăiem acum la rând, vă arătăm ca să știți tehnica de tăiere. Venim aici, uitați, am lăsat ramura asta de semischelet, a venit în coace așa, către exterior, foarte frumos, s-a lăsat în jos, da? Și aici a format ramuri de rod. Ne uităm așa mai de aici și vedem ramuri frumoase de rod, uitați, una, două, trei, patru, care au plecat din vârful ramurii de semischelet. Ne apropiem de semischelet, nu putem să mergem mai departe, nu ne permite, prea mare diametrul pomului. Și atunci, vedem aici o ramură anuală frumoasă, a doua, și scurtăm după a doua ramură. Vedeți, am eliminat după a doua ramură de aici, am tăiat frumos, a rămas o ramură anuală aici și una aici. Iar în partea inferioară, mai în jos, avem muguri de rod. Acum, făcând această operațiune, vom determina că aceste două ramuri să preia efortul celorlalte de a diferenția. Dacă nu eliminam de aici, aveam încă 3-4 ramuri în continuare, diferențierea ramurilor, adică formarea mugurilor de rod, se făcea pe celelalte ramuri anuale, adică pe vârful pletei. Și atunci am venit cu diferențierea pe această ramură anuală și pe asta. Adică cât mai aproape de schelet sau semischelet. Uitați, alt exemplu aici. Avem ramura asta
care a plecat din vârful ramului de semischele, da? A venit până aici, a fructificat acum 3 ani de zile, a generat ramuri anuale acum 2 ani, asta și cu asta. Acum anul ăsta a generat pe asta, pe asta și aici, de aici, până aici în zona asta. Dacă eu acum nu fac o reducere, o reducție, mugurii de rod vor fi în zona de vârf. Întotdeauna ei pleacă în zona de vârf, acolo diferența diferențiază cel mai bine. Și atunci eu caut să mă asigur că diferențierea va avea loc mai jos, mai aproape de schelet sau de semischelet. În cazul ăsta de aici, vedeți, nu am o ramură anuală care să o las. Nu am, dar am aici diferențierea făcută, vedeți? Și aici am un mugure vegetativ 2. Voi scurta de aici. De aici vor pune acum două ramuri anuale. Și aici avem așa, o ramură anuală aici și una mai scurtă aici. De aici întrerupem și partea asta de aici o eliminăm. Iar mugurii care aveau tendința de diferenția în zona asta se vor muta aici, către mai aproape de semischelet. Așa procedăm cu fiecare ramură în parte. În felul acesta ne asigurăm că rodul se duce către ramurile principale, schelet, semischelet, și nu se vor, rodul va fi aproape, deci fructele vor fi mult mai frumoase în cazul în care ne îndepărtăm zona de interior, zona de apropiere a ramurilor de schelet și semischelet se va degarnisi și nu vom mai avea fructe deloc. Fructele vor fi tocmai pe vârfuri, atârnând de în jos. Haideți să vedem acum în continuare cum procedăm noi când avem ramuri anuale vegetative, deci nu cu plete. Plete sunt cele din partea exterioară și noi acum avem, vrem să vorbim despre ramurile care dau în interior vegetative. Un mic lucru am uitat să vă spun, la ramurile finale de continuare a semischeletului sau a scheletului, nu le ciupim, le lăsăm așa, că dacă le vom ciupi, vor genera alte ramuri și nu ne interesează să facem o prelungire a acestor ramuri bătrâne. Doar în cazul în primilor ani, când vrem să-i dăm drumul la extensia coroanei pomului. Și uitați, de exemplu, ce facem noi aici. Uitați, avem aici ramuri anuale, da? Partea asta este ramură de anul trecut. Avem ramura asta anuală, avem ramura asta anuală, vom elimina partea asta de acum 2 ani, pentru că pleacă pe verticală și avem cele două ramuri anuale. Acestea le lăsăm așa, ca să nu, dacă le scurtăm, vor diferenția în zona asta aici. Deci este mult mai interior față de restul coroanei și le lăsăm așa. Dar avem aici în interior, vedeți aici, asta este o ramură anuală și aici, și aici, și aici, în interior. Nu le eliminăm la inel, formăm cep scurt la 4-5 frunze. Una, două, trei, patru, cinci. Și am tăiat de aici. La fel și aici, la fel și aici, la fel și aici, la fel și aici. Cofi 4, cofi 5, dai pe acolo. Ce se întâmplă aici acum? Am tăiat cu scopul de a obține diferențiere muguri de rod. În cazul în care aici nu vom avea diferențiere, nu vom obține ce am vrut noi, diferențiere, adică muguri floriferi și vor fi muguri vegetativi. În iarnă venim și tăiem la 4-5 muguri pe toți acești lăstari care au dat din acești muguri. Deci dacă nu avem muguri floriferi și avem muguri vegetative în final, vor da ramuri vegetative, până la toamnă. Așa? În toamnă vedem, măi, a dat muguri floriferi sau nu? A dat muguri vegetative. Ok, la 4-5 muguri îi scurtăm pe toți. Deci asta ca să intrăm pe rod, să nu lăsăm pomul să dezvolte fără rod. Asta se întâmplă cu lăstare vegetative anuale din interiorul coroanei. Tot cu această ocazie putem să intervenim în coroană și să scoatem lăstare
de 2-3 ani care nu ne mai sunt de folos, care merg pe verticală și nu o să reușim noi să adunăm vișinile de acolo. De exemplu, uitați, avem aici ramura asta. Am lăsat ramura asta de aici cu două elemente anuale încoace. Pe asta o scoatem la un cep. Venim acum la această ramură de semischele, vedeți aici. Ne alegem noi o poziție aici să vedem ca să avem două ramuri anuale către exterior frumoase. Și eu zic așa, la înălțimea pomului va fi de aici, tăiat de aici. Și avem două ramuri anuale acum, foarte bine poziționate, uitați, încolo, încoace și asta către exterior. Însă, avem aici în interior, vedeți? Ramura asta s-a format, are 2-3 ani. Asta trebuie scoasă tocmai de jos, de aici, de undeva, de la schelet. Nu o voi scoate acum, dar voi lua farfeca cealaltă ca să facem totuși operațiunea asta. Și o voi scoate de la schelet. Vedeți el aici ce se întâmplă. A fost ramuri anuale acum 2 ani, n-au fost ciupite la 4-5 frunze, au fost lăsați liberi, s-au dezvoltat și uitați unde s-a ajuns. Și acum este nevoie să le eliminăm. De unde eliminăm? Tocmai de la inel. Una și a doua. Și acum, ia uitați cum arată, pomul deja s-a luminat zona. Venim acum aici, în zona asta altă, ca să ne încadrăm ce am făcut acolo, să facem și aici, să avem aceeași imagine, ca să aibă și un aspect pomul și o uniformitate, să nu umbrească unul pe altul. Și aici facem așa, la fel, facem un cep, vedeți aici, nu tăiem la inel, facem un cep pentru că avem nevoie de noi ramuri de rod. Avem nevoie ca ramurile de rod astea, cu atât ce le-am scurtat să rămână, dar avem și altele tinere. Asta la fel. Ne uităm pe interior, uitați cum e, asta pleacă în interior mult, vedeți? Asta de aici. Nu ne interesează pe noi, la fel la ce scoatem și pe asta de aici. Asta de aici, vedeți ramura asta de aici? Uite, are o ramură anuală, una, două, și restul prelungire până la mine aici. O scot și pe asta de aici și rămân două ramuri productive, două ramuri anuale. Deci așa se procedează la tăierea în verde la vișin. Cu ocazia scurtării ramurilor de rod pletoase, scurtăm și ramurile interioare anuale care au dat direct din semischelet sau din schelet, le scurtăm acolo la 4-5 frunze, veni și scoate și partea din interior care noi nu o folosim, umbrește doar aici și peste tot și nu ne ajută cu nimic, le scoate și pe acel la cep, tot așa ca să avem și acolo fructe. Și cum v-am mai spus și cu altă ocazie, de fiecare dată după ce facem această intervenție, facem și un tratament pentru dezinfecție, pentru ciuperci și pentru dăunători. Sper că am fost de folos cu acest videoclip. Vă spun la revedere, succes și vă aștept și cu alte videoclipuri.